Салут, приятен! Салут! Сунтеți pe canalul meu Andrei Savciuc Live și astăzi este un video special. Nu sunt singură. Nu ești singură, dar cu cine ești? Cu Alexia! Așa, deci, prieteni, da, Ierăcica s-a întâlnit cu un abonat. Ești abonat de-a lui Ierăcica? Da. Da, așa, bine, cu un abonat și cu fetița Alexia, care este din București. Din București? Ca și da. Da. Nu, din București, din București. Și noi am contactat cu Alexia și ne-am înțeles să ne întâlnim astăzi la noi în oraș, da? Da. Și iată, întâlnirea s-a petrecut. Noi... De la București până aici am făcut 5 ore cu mașina. Da. 5-4 ore cu mașina. Așa, așa se face, dar pe noi când ne ducem tot așa facem și nu ții minte? Nu, cu autobusul noi facem 6. Da. Cu mașina noi facem 4 ore. Depinde de vamă, cum trecem vamă. Da. Și cum? Tu ești pentru prima dată în orașul nostru? Da, eu am mai fost o dată în Moldova, doar că am fost în Chișinău. A, în Chișinău. Și am spus că ador bomboanele moldovenești. Bucuria, da? Foarte bune. Am spus că sunt foarte gustoase. Asta să știi că tot este gustoasă. Mulțumesc. Asta e așa? Și e foarte gustoasă. Deci Carona, da, ai să gust și ai să vezi, este foarte gustoasă. Iată cu cacao și lapte. La noi astăzi este duminică, eu am venit repede cu Ierăcica, puțin deoarece eu și plec la fotbal. Eu mi-am luat și ghiozdanul, e deja cu mine. Dacă vrei tu. Deci nu e greu. O să vedeți, da. Eu vreau să o întreb pe Alexia, îți place orașul nostru? Ești bucuroasă că te-ai întâlnit cu Ierăcica? Da. Și noi suntem bucuroși că te-am cunoscut. Avem încă un prieten mai mult, da? Noi, familia noastră este mare, avem mulți prieteni. Da, Ierăcica? Da. Așa. Și spuneți ceva. Emoții. Deci când am întâlnit, nu avem cuvinte, nu știu ce să o întreb pe Alexia, ce să-i răspund. Eu am așa jucată că prima dată întâlnesc o persoană care să vină de la București, în Cahul, ca să mă vadă pe mine. E ceva... Este super, nu? Este foarte super. Este foarte super. Și am emoții și... Dar tu câți ani ai, Alexia? 10. A, ca și Ierăcica. 10, am 10. 10. Și ești clasa 5, da? Nu, eu sunt a 4-a. Eu sunt clasa 0. A, am înțeles, da, da. Da, că la România se face clasa 0. Da, dar Ierăcica la noi s-a dus de 6 ani la școală. Da, 6 ani jumătate. De asta, și se primește că este clasa 5-a. Eu în clasă sunt cea mai mică, aproape cea mai mică. Adică o fată și eu tot eram cel mai mic, aproape de clasă. Deoarece eu sunt de decembrie și așa cam, nu știu, balansat. Da. Așa. Bine, deci. Dar eu vă las, da? O să vă jucați, eu plec la da, fotbal. Acum o să facem niște poze. Și... Mergem în parc, dacă vrei. Să-ți arătăm parcul nostru. Parcul orașului nostru. Da, noi acolo de multe ori filmăm. Filmulețe, scene, da. Scene acolo, acolo, da. Acolo, da. Da. Și să cunoști poate locurile unde am filmat. Păi, când mergeam cu mașină, eu mi-am dat seama după locuri. Ați trecut pe acolo. Da. Am înțeles. Da, la noi este orașul nu mare și de aceea... Foarte ușor cunoști locurile. Dar e foarte frumos în schimb. Da. Și noi aici, cât data încă nu am prins camera cu verișorul Alexei, ne uităm pe telefon care cuvinte se deosebesc de românești și moldovenești. Da, da, da. La noi, într-adevăr, se diferă puțin la în limba. La noi, la viță de vis, spune poamă, dar uneori se mai folosește struguri. Struguri, struguri, da. Struguri. Corect este struguri. Da. Bine, dar... Dacă v-a plăcut acest video, puneți like, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru YouTube toate, Andrei Savciuc Live, Ierăcica Info și Andrei Îndirăcica, da? Da. Bine, prieteni, pe curând, dar pe voi vă lăsăm să vă distrați. Pa, pa! Pe curând, prieteni!